Simona Halep a aflat cu cine ar putea juca la Roma. Jucătoarea de la Constanța, numărul 3 în tenisul mondial, are un prim tur liber. Însă în turul secundu așteaptă la fileu fie Angelic Kerber, fie o jucătoare venită din calificări. Kerber este fost lider mondial și a câștigat până acum 3 titluri de Grand Slam. Simona Halep și Angelic Kerber s-au mai întâlnit de 9 ori în circuit, iar Simona a câștigat 5 dintre partide. La Roma, Simona va încerca să își apere titlul obținut în 2020 și începe competiția pe tabloul principal, fiind a treia favorită, după Ashley Barty și Naomi Osaka. WTA Roma este ultimul turneu important pe zgură înainte de Roland Garros, care va debuta pe 30 mai și se va încheia la jumătatea lunii iunie.